Fuck! De această dată, oameni buni, din câte puteți vedea, o să ne jucăm cu mouse-ul pe care Buga îl deține, adică modelul de mouse pe care Buga îl are, dar nu uitați să apăsați acolo butonașul de like dacă vă place ceea ce fac, follow pe Instagram la 1robinet1, join pe camera de Discord pe care o aveți absolut întotdeauna în descriere, codulețul meu pe item și dacă și doar și doar și doar și dacă vă place ceea ce fac și vreți să mă extra susține și bineînțeles, băieți, puteți apărea pe ecran. Nu uitați să vă și abonați la canal, să dați un share ca să vadă și prietenii voștri și să lăsați acolo un comentariu cu băi, frate, îmi place, mai fă și o să mai fac clipuri. Și bineînțeles, băieți, nu uitați de linkul din descriere, linkul de PC Garage, de unde mi-am cumpărat acest mouse și bineînțeles codulețul meu pe care îl aveți pe ecran. Ok, deci, băieți, mouse-ul este Glorious Model O. O să-l desfacem, uite că-i facem și un unboxing așa. Și băi, băieți, mie chiar îmi pare foarte rău că n-am făcut live ieri, dar din câte puteți auzi din vocea mea, sunt super răgușit. Cred că am răcit sau ceva, acum mama mea îmi face un ceai, sper să nu intre peste noi când filmez, dar e ok. Când deschidem cutiuța arată cam așa. O secundă să văd dacă mai e ceva pe aici pe sub plasticul ăsta. Nu mai e nimic, ăsta e plasticul de la mouse, gen protecția. Avem aici o foaie care sper să nu fie ceva cu detaliile. Ba da, e factura de la PC Garage, băieți. Și aici avem monstrulețul, băieți. Hai să vedem, o să cumpăr și un mousepad mai ok și o să-i dăm super mega tare în e-sport. Wow, ok, ce am observat la mouse-ul ăsta și ceea ce m-a făcut pe mine cel mai mult să-l cumpăr este faptul, băieți, că e ușor și băie super mega bun. Plus că are și un design ergonomic, fac pentru că nu o să-mi transpire mâna pe el, mai ales că este mat. Am vrut versiunea mată pentru că exact de lucrul ăsta am încercat să mă feresc. Am încercat să mă feresc, băieți, de glossy. Au și eu o variantă glossy pentru că se transpiră mâna pe el. Din câte știu și din câte experimentez, pentru că partea asta e glossy la mouse-ul pe care eu deja l-am și îmi transpiră mâna pe aia și pe mouse și e aiurea. Bun, firul, am înțeles că e, nu știu, foarte mulți au probleme cu firul, după o lună sau ceva o să se ducă firul. Sper să nu pățesc așa ceva cu el, dar nu știu. Eu personal am zis, prefer să nu pățesc nimic cu firul, pentru că foarte mulți se plâng de fir la mouse-ul ăsta. Ok, hai să vedem ce mai avem pe aici. Mai avem chestia asta de la Glorious. Ce e asta? Sticker? Nu-i sticker. Avem Glorious, Welcome to the Glorious Legion. Ah, ok, avem o carticică din asta de bun venit, băieți, de la frații noștri de la Glorious. Hâț. Ok, ok, îmi place ceva, băieți. Avem un sticker din ăsta Prisma. Holy, și ce bine arată. Ok, mulțumesc. Avem boală. Avem încă un sticker Glorious PC Gaming Race. O dăm tare rău de tot cu Glorious pe stickere, băieți. Și avem ce mai avem? Welcome to the Glorious Legion, nu? Da, ok. Și avem iarăși o carticică de genul cu probabil încă câteva produse pe care le au ei, deci avem chestia asta pe spate și chestia asta aici. Astea sunt niște căști. Nu știu dacă sunt de la Glorious. Tastatura, mouse, habar nu am. Avem aici Glorious PC Gaming Race ca data trecută și iarăși uitați aici ceva cu tastatura, mă mulțumesc. Bun, băieți. Oh god. A fost mama mea, mi-a adus un ceai, pentru că v-am zis că gâtul meu e efectiv praf. Avem chestia asta de aici și cu un om ilustrat aici pe spate cu o tastatură. Nu știu ce e asta. Hai să o deschidem, băieți. Da, uitați, ei ne mai prezintă câteva produse pe care ei le au. Mă gândeam să cumpăr și un mouse pe de la Glorious, dar de fapt cred că o să-mi cumpăr un BenQ Zowie. Habar n-am modelul. Poate o să-l cumpărăm până și o să-i facem unboxing. Hâț. Și ce mai avem aici, băieți? Un start guide pentru mouse-ul ăsta. Mai pe scurt ne zice ce face și ce putem face de fapt cu el. Bun, eu zic că intro-ul ăsta a durat cam mult. Hai să vă las niște faze dintr-un meci de Fortnite. Vizionare plăcută. Bun, băieți, am revenit cu Luca din Creative. Am setat web-ul puțin mai jos ca să vedeți și mouse-ul și tot. O să-mi schimb și mousepad-ul, adică ăsta o să-l păstrez pentru tastatură și o să-mi cumpăr încă unul. O să fac și la ceva unboxing, o să fac așa un clip special. Dar acum o să vă las cu niște faze din box fight. Cu pur și simplu jucăm. Hai. Nu! Dacă n-a să pun...
Hai că... Băi, efectiv, mouse-ul ăsta e super mega ușor. Și nu m-am arătat, băieți, cum arată când este conectat, cam așa arată. E super mișto. Bine, voi probabil pe filmare vedeți acolo pe fundul mouse-ului că are chestia aia roșie. De fapt, eu nu văd pentru că e laser optic, băieți. Laser optic, doamne, e mouse optic. Și eu, gen, cu ochiul liber nu se vede. Dar are niște culori mișto, are un software foarte bun. Și by the way, chestia asta nu e reclamă plătită, efectiv am cumpărat tot ce e aici din banii mei. Ok, fără reclamă plătită. Mamă, Luca, fii atent ce-ți dau acum. Ia uite-l, bă, că mi-a trecut prin scară. Hei, GG, take it easy. Băi, și de precizat că ăsta e un mouse gen foarte mare, like, mie mi-a pe toată mâna pe el. Și e așa low, gen, e lăsat, nu știu, efectiv e super comod. Am înțeles că foarte mulți au avut problemă cu firul lui, băieți. Firul mouse-ului. Și nu știu de ce, eu sper să n-am nicio problemă de gen. O să-mi cumpăr și un, stai că am uitat cum se cheamă. Un mouse bungee, cred? Nu mai știu exact cum se cheamă, băieți, o chestie care, gen, vă ține firul de la mouse. Ca să nu tot târâți sau gen, să nu vă tragă înapoi firul de la mouse, nu știu cum se cheamă chestia, am uitat. Dacă o să stau puțin să mă gândesc, cred că o să găsesc cum se cheamă, dar... Nu știu. Luca? Hai că... Mă rog. Am vrut să fac o chestie, fuck. Mamă, te-am nimerit cu shot-ul ăla, holy shit. N-am vrut, adică am vrut, sunt zeu. Bun. Easy. What the fuck. What the fuck. Boală. Tata vit. Băieți, ăsta e motivul pentru care eu n-am făcut live ieri. Am zis și în intro chestia asta, cred, sper. Și chiar îmi pare rău. Plus că oricum au fost foarte mulți YouTuber live, băieți. Nu, Luca, hai să te învăț o schemă. Fii atent aici, schemă. Ok, nu știu ce am făcut acolo, dar... Hai, o să cred că a mers. Chestia asta, abar n-am făcut, băieți, acolo. Pentru că am dat edit, el era sus, după aceea l-am dat jos. Fără să vreau. Nu! Ce dis? Nu te-am văzut acolo, Tobionis, gen, te-am văzut așa cu colțul ochiului, de-aia m-am întors. Bun, băieți, în concluzie, este un mouse foarte bun, nu știu, mie cel puțin îmi place. Este pe gustul meu pentru că e așa mai mare și o am mâna destul de mare. Este low, adică e așa micut și gen, e foarte mișto pentru că ai super bun control asupra lui. Are și un design așa interesant, nu știu dacă se vede acum pe cameră, ba da, se vede. Sunt niște găurele și aici și aici, dar presupun că trebuie să aveți grijă destul de mare cu el pentru că... Are găurile astea, cum am zis mai devreme, și în interior sunt componentele lui, să zic așa, este o placă de bază sau nu știu ce pe aici. Și dacă vii cu mâna udă, frate, și pui mâna pe mouse, păi s-a zis. Este și foarte ușor și scrollul îmi place foarte mult la el, plus că butonul de DPI e aici. Aveți două butoane laterale și pe spatele... A, uite, nu vă arăt. Ba, nu vedeți ăsta roșu, anyway. Și aici vă arată beculețul pe care voi îl puteți seta în funcție de câți DPI puneți. Prin exemplu, acu e pe 800, acu e pe 1600, cred, 3200 și nu știu cât mai am eu pe aici. Eu o să-l țin pe 800 pentru că în Fortnite am 800 cu 8,3 sensitate, cred.
Nu știu, deci efectiv alunecă super bine și n-am cel mai bun mousepad, să fiu sincer. Gen, nu știu, chiar alunecă super, super ca lumea. Culorile, am zis, sunt foarte mișto, nu știu cum se vede pe filmare, dar sunt foarte vibrante și chiar arată super, super, super bine. Sper că v-au plăcut fazele, n-am fost nici foarte tryhard. Și nici Luca, bineînțeles că for fuck sake, toată lumea știe că Luca mă bate la 1v1, dar nu știu, chiar e foarte mișto, plus că e și foarte mișto designul ăsta de aici. Avem aici un omuleț, un Isus, ca să zic așa. Bă, băieți, eu sunt foarte încântat și foarte mulțumit de mouse. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să vă dați acolo butonașul de like, share, subscribe, follow pe Instagram, ca să vorbim foarte mult, bineînțeles, și join pe camera de Discord. Codulețul meu pe Item Shop, doar dacă vă place ceea ce fac și vreți să mă susțineți, și aveți șanse să apareți la mine pe profil pe Instagram și, bineînțeles, și pe Insta Story. Pe lângă toată chestia asta, băieți, puteți verifica și linkul din descriere. Este un link care vă duce către PC Garage, la un PC foarte bun și foarte ieftin, comparativ calitate-preț. Și aveți și un codul de reducere pe care îl puteți folosi la absolut orice produs pe care voi îl cumpărați. Oameni buni, cam atât am avut de zis. Ciao!